Abțineri. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Helegiu, teren de categoria Curți Construcții, situată în intravilanul satului Drăgugeș, Comuna Helegiu, județul Bacău, în suprafața de 3.290 m², înscris în Cartea Funciară numărul 60.316, Helegiu, număr cadastral 60.316, în două loturi, conform avizului OCPI Bacău, numărul 27.423, din 29.11.2018. Inițiator, primarul Comunei Helegiu, domnul Ienia Nicu Cipriar. Dacă permiteți să vă prezint pe scurt proiectul, e vorba despre bucățica acelei teren pe care am donat-o cu titlul, am dat-o cu titlul gratuit spre folosință, parochii la Dăbugești, vorba de 127 m². Avem o hotărâre de Consiliu Local pentru a fi finalizat documentele la cadastru și la notariatul public, ca la noi, ne mai cere încă o suplimentare. E vorba de dezmembrare, că nu era prins în inițial în hotărâre, dacă aveți scris și dezmembrare era ușor, dar nu ne-am gândit niciodată că trebuie făcut așa. Costă vreo 600 de lei, adică bani pe care noi am plătit la primărie, face dezmembrarea pe 120 de m² și apoi putem încheia cu părintele contracte de folosință cu 49 de ani ca să poată să obțină autorizație de construire pe casa prasnicală de la Drăgugești. Dacă sunteți de acord și sunt discuții pe tema asta, vă rog frumos să... Dar terenul era a bisericii, nu, așa știu. Nu. Matale ești consilier nou și de asta e pe firul. Pământul bisericii se întindea până în școală. Noi când am făcut terenul de fotbal acum 7-8 ani în urmă, pentru o înțelegere cu părintele, ne-a dat pământul pe lungime și noi urmăm să-i completăm cu cam un metru în plus pe lățime. Să-i încapă casa prasnicală. Despre asta e vorba. Concluzia este un schimb. Da, e vorba de un schimb. E un schimb. Ei au cedat folosul școlii și au realizat că toată zona aceea a fost a parohiei și a familiilor Stoica, nu știu cum să zic. Indiferent cum și școala și parohia, tot domeniul public. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 2. Privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Helegiu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Ienia Nicu Cipriar. E vorba de școala numărul 3, clasa numărul 4 de la Bumocani, cea pe care am discutat și am fost de acord să o dăm la fel spre folosință parohiei numărul 2 din Drăgugești, dar în Brătila. Nu am scăpat din Drăgugești. Avem numărul de Drăgugești. Am avut. La Brătila, e trecut în inventarul public doar clădirea, ca și școală, terenul mai puțin. Am făcut măsătorii cadastrale, au ieșit 1364 de m². Completăm inventarul domeniului public, este certificatul urbanism. Da. Și apoi o să facem un părintele, la fel ca și părintele de la Dăbugești, acel document prin notariat prin care îi donăm. Îi dăm spre folosință acea casă pentru scopuri de, nu știu cum am gândit-o noi, casă prasnicală, mortoară, cancelarea parohiei, în fin, să aibă o utilizare. Și o modificare. Și modificarea inventarului cu fața respectivă, nu știu, e așa ceva? Avem, la domeniul public, odată avem modificare, în sensul că drumul de la Beleni, în urma măsurătorilor cadastrale, a ieșit o suprafață mai mare decât avem înscrisă în domeniul public și atunci venim cu modificare, iar la Brătila e completarea domeniului public, deoarece terenul nu este inclus în domeniu. Deci sunt două poziții. Una e de modificare și una de completare. La Beleni de ce este vorba? Atunci când s-a făcut proiectul 322 pe DC-159A, a fost entablat doar partea carosabilă a drumului. Nu s-a dat. Și urma să fie carosabilă. Atât, partea carosabilă, pentru că aveam și canalizare. Motivul, eu știu, pot să-și spun că n-am nicio problemă, firma de cadastru a lucrat atunci, practic a zis doar cadastrul astăzi, pentru a evita 7-8-10 situații unde se suprapune cu entablarea lui Mădălina sau lui Ienea, cei care au ieșit cu un metru în drum, de exemplu, sau 50 cm pe zonă, pe domeniul public, au gândit de la șosele, trebuie într-o parte, trebuie de partea cealaltă. Acum, când eu am depus documente pentru obținerea autorizației pentru asfaltarea până la Aron, de care ne apucăm spre de luni, de balastat, drumul respectiv nu era actualizat. Ne-am greșit o suprafață mai mare cu aproape dublă, de la 20 de mm pătrat la 40 de mm pătrat. Și facem din nou actualizare, predicări topo, cadastru și ne încărcăm în domeniul public cu suprafața respectivă. Adică inclusiv șanțurile și partea aceea până în gard, cum e normal să fie, pe tot ce înseamnă drum. Problema a fost mai mult aici, în partea de jos, pe piatră, unde drumul e destul de lat. În corn un sat, drumul e îngust. Da, despre asta e. Mai sunt discuții? La proiectul acesta, spuneți-mă ce de acordat și finanțare la școală? Anul acesta? Da. Ne ajutați? Da. Păi, da, deja am început să dăm drumul la bani. Parohiile care au depus cerere au primit câte 10.000 de lei, așa cum am stabilit în local. Cred că au venit părinții la Pănacireșului, cred că părinții la Drăgugești, cred că părinții la Beleni, cred că și părinții Ioniții mă sotă într-o zi, nu mai știu exact cum scapă, da. Sigur au venit și părinții Ioniții, sau urmează să vină, și părintele la fel. Aici, la Mocan, eu m-am spus că îi dau acei 10.000 de lei și la fel și la părintele Ioniții aceasta, caut o soluție, să vedem, nu știu, nu pot să mă închid acum pe ce înseamnă cheltuirea anul ăsta, pentru că toate planurile mi-au dat peste cap. Vedeți, dumneavoastră, de unde zile plouă și toată ploaia asta mi-a dus numai de servicii, decât servicii, mai ales că m-am cheltuit foarte mult și m-am cheltuit foarte mult bani cu buldozere, cu balas, cu prostii, cu rahaturi. Și aș vrea să fac și la Mocani și la Ciortea, măcar la Mocan să facem gardul așa, care e sub orice critică și să-l facem noi, și la Ciortea să facem o parcare așa cum am discutat. Banii acei 10.000 pe care i-am promis părintelui, inițial am scris să facă parcare. Părintele spune că vrea să-și termine un gard, are lucrări de dânsului și pe care vrea să le finalizeze. Nu știu exact. Eu i-am dat așa, noi i-am dat Consiliul Local. Dacă găsesc resurse până la sfârșitul anului, în august, septembrie, fac și când acea parcare, pentru că văd că duminica și zi de sărbătoare e plin, e blocat. Da. Și atunci să fac ceva ca la Helegiu, ne-am înfundat. Am făcut o plapă peste șansul la feriat și să parcheze mașina acolo. O parteneri, măcar că s-ar putea. Și la părintele la Bucan, eu înțeles că vrea să schimbe, dar o acoperiș ceva, să-și facă într-o primă fază o cameră acolo, o cancelare care s-o... Adică nu arată rău deloc. Eu am rămas surprins. S-a conservat destul de bine școala aceea. Mai ales că eu am avut acolo în 2001-2002. Știu că a fost, ca și școala la Drăgugești, modernizată, îngrăduită, parchet pe jos. A fost un incident acolo într-o cameră, când o arată acolo 7-8 ani. Da, dar încolo e ok. Săptămâna asta care vine, punem și geamuri la pentru că suntem la școli. La școala de la Răzești. Unde mă uitam ieri, bălării decât școală, că trimite acolo cineva să gosească și să... Îi pune geamul și uși. Nu știu, gândiți-vă, veniți cu o soluție, să găsim o soluție pentru clădirea respectivă. Destinații? Cu destinații, nu știu, să facem ceva în ea. Azil de bătrâni. Cu ce? Azil de bătrâni. Asta înseamnă... Pentru mine cel mai simplu este să o dau în chirie, să o folosească cineva ca și să facă în ea de câsă, dar și asta e cu dus întors, că... Da. Dăduia primarul decide să o dea lui... Se zice, nu știu care, da, e seama ce discuție. După aia, că școala noastră e închisă și... Da, în fine. Trebuie să găsim o soluție tot de utilitate publică care să ne ajute să ne privească pe toți, dar, din păcate, vedeți și voi. Sau comuna s-o jumătății din punct de vedere. De la 7.700, aveam, eu zic că nu avem 4.000 astăzi. Și acum, la legile locale, încă o dată dovedit că cred că la LGO a ieșit 96% din populație la vot. Din punctul meu de vedere, populație stabilă și care era acasă. Sau prezent. Da, prezent, în comună, da. Da. Și, de fapt, dacă ne dăm după statistici, nu avem decât 30% participați. Și mai grav că ăsta e trendul. Ăsta e trendul, da, foarte bine zis. E minus, nu zice. Am fost la... Victorul sună sundru. În joia înălțării Domnului, când am avut eroi. La ora 2 am fost invitat la școală, la centru de zi, unde sunt tare mulțumit că am început să avem acolo activitate, măcar de genul ăsta. Clasele de a 8-a din comună au făcut felicitare de sfârșit de an școlar. De 40 de copii în 4 clase, în 4 școli. Extraordinar de puțin. Mă uitam la ei, nu știu, ne sunt dragi, sunt ai noștri, sunt copiii noștri din comună. Dar nu, treaba e că sunt foarte puțini, din 5 mai puțini și nu e bine deloc. Nu e bine, că nici învățământ. O comunitate fără copii este o comunitate fără viitor. Așa este. Îmi ține seama că sunt politica de Johnny de la... Dom'le, locul mă întreba dacă mai deschid bagajele la hotel. Ce zici, dom'le, vă poți 5 persoane, nu are rost să mai... Eu aș face pe el dacă o să-i fac cineva. Nu mai sunt, la Brătila mai sunt câteva case de tine, dacă le numeri pe degete. În august, acum se animează, să spunem, în Brătila, că sunt foarte mulți plecați în afară, dar după aceea de septembrie, de la. Da, dacă sunt discuții pe tema celor două subiecte din proiect de hotărâre. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Da, aici e vorba de o, taxă pe care trebuie plătim fiecare când avem ce face. Vrem, e vorba de 6.000 de lei, nu-s puțin deloc. Vreau să vă spun că, da, 400 de lei, vreau să vă spun că din februarie, să spun, martie, și până acum n-am avut lună sub 8.000 de lei plată către Romprest, către Ecosud, pentru gunoi menajer din comună. Mi se pare o sumă enormă. Gândiți-vă că 8.000 de lei pe lună, la 12 luni înseamnă 1 miliard, bani care dăm către Ecosud, dar ca să ne primească cu gunoi menajer. Rezolvarea o știm cu toți. Să încercăm să selectăm gunoiul. Este greu, cum este și mie, chiar am vorbeam cu nevastă mea acum că aș vrea și îmi doresc sprijinul dumneavoastră, al Nelu, al Măgălina, al Soica, la noștri, ai mei, care avem tot, la Sorin, care avem magazinele, poate reușim noi într-un fel, măcar scădem din prețul acela. Eu mă uit la mine, la cafenea, acolo, că foarte multe materiale le pot, cartoane, sticlă, nailoane. Am dat comandă acum de încă 15 pobele pe care le montează zilele astea băieții. O să vă dau la fiecare un magazin, câte una în plus, mare, măcar să scriem pe ea și poate reușim măcar de la noi, o dată la 2 săptămâni, la 7-8 agenți economici, să strângem o mașină de hârtie, nylon și nu mai știu ce. Poate reușim să mai scădem din valoarea asta, pentru că e foarte mult. Am dat 200 de milioane numai să reparăm mașină, să facă o revizie. Mașina de 2007, feresc, să pice... Pleacă de la tine și aruncă șoajul. Da. Acum să știți ce va dura mai mult va fi educarea omului, da, adică să-l poți îndruma spre acel loc, să-ți facă selectarea de cum ai. Dacă reușim lucrul ăsta, e bine, dar trebuie început. În o bună zi trebuie început. Deci vom începe. Sunt convins că o să am și sprijinul dumneavoastră din comună. O să fie greu. Să știți că știu. Problema noastră în comună este sustragerea de la diferite taxe. Și nu înțeleg niciodată lucrul ăsta. Vă dau un exemplu, apa. La direct. Până acum am votat. În fiecare zi aproape este apă de redore, încasează cu colegii mei de 2 săptămâni, nu reușesc mai mult de 5-6 de lei pe zi. Puteți să vă imaginați că 2 oameni să vină cu 5-6 de lei. Am luat acum sigilii, să pun sigilii la fiecare. O să vină iar 2 luni acum de lipsă de apă. Alaltă ieri am fost, vreau să vă spun, domnul ministru apă, cu domnul Lachi era la concert. Știți, caut o sursă de apă, nu știu. Încerc, posibil să pierd bani, el spune că nu dă de apă acolo, eu încerc și pe asta. Poate reușim, am să fac un foraj în curte, așa cum am discutat, în curtea rezervoară, acolo, și o să încep un drept, chiar în obedii, unde ajunge apa, din spun. Așa acolo avem investiția cea mai mică, că e curent și e apă în zona aceea noastră. Așa. Este apă acolo, dar la izboare la ei, la Beleni, acolo, în față ce este apă acolo. Este, dar nu avem măcar 2 ani, nu avem investiție, muncit cu umană, ca să cheltuie 7-8-10 miliarde, să aduce 6 km de țeavă. Și deci soluția este clară. Dacă eu fi primar, cine mai fi de la anul, trebuie gândit și așa trebuie gândit de atunci, dar așa au fost pe grupul. Despărțite statele în două și gândit o strategie PDL cu apă din zona Taslău. Este singura variantă, nu este altă variantă, decât în zona Taslăului, acolo unde din șesul ăla este imposibilitatea de apă, pentru că acolo e jos. Îmi spunea că lucrează la Sândureni acum la Petric Cropataru, pe PRNL, un proiect de 35 de miliarde, nu știu cât exact, care derulează pe 2-3 ani, 4 ani, cât o durează proiectul, și au început cu forajul. Au dat la nivelul Taslaului 2 puțuri, forate la 13-14 metri, nu foarte mult, 10 litri pe secundă. Vă dați seama, eu am un litru la Dăbugeș și mă prind în 2 sate să le... Și Bărsănești mă face la față, m-au făcut și... La Bărsănești ăla meu, o să fie greu de implementat. Un județean, un național, să pare... Ar fi mai ușor. Dar e simplu. Mai simpluți. Și nu avem problemă, că trebuie să fac asfaltul, trebuie 6 km. Da, documentația mai simplă. Documentația e simplă, dar și bani, vorba de bani. Investiții care înseamnă... 50 metri pe secundă, dar ori nu? Nu, domnul Lachi, eu cred că e un profesionist și cam singurul care îl desu cu chestia asta. Omul a spus de la început. Tot ce înseamnă izvor de suprafață și dumneavoastră sunt doar izvoare de suprafață, odată cu trecerea anilor cade debitul. Nu e posibil. N-a fost captat de ține. Ba nu, sunt captate, dar dacă este. Nu fi. Da, haideți să vedem cine este. Dacă nu mai sunt discuții, spune cine este pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 4, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări? Nu știu dumneavoastră dacă aveți întrebări. Vrem și noi un bec la cortunița noastră. Am vorbit de foarte mult timp, da? Și la șosea, acolo, cum intrăm pe uliță, s-a lăsat foarte tare pământul. Foarte greu idee. Oricum, mai jos, chiar cum începe poarta mea, mai sus, nu s-a pus. Da? Și oricum l-a dus tot la vale sau până... Problema e la... Mai 11 mașini de balast au băgat acolo pe Urța Balan, pe partea și partea. Era foarte rău în partea cealaltă. Calculați-o dumneavoastră că aproape 20.000 de lei m-au costat toată lucrarea asta. Banii care au plecat toți ei pe rău. La Drăgugești am dus pe 20 de ori până pe vale. După fiindcă m-au sunat, le dau dreptate, deci nu-mi vin să răspund la telefon, nu dacă mă crezi. Vedeți-mă în situația, m-au sunat Danciu Mihail, are copilul la pandicat, merge 2 ori pe zi la... Are momente când plouă foarte mult, nu poate să ajungă în centru. Râul ăla se umflă și n-are cum trece. Când nu e umflat, trece. Nu știu ce să fac, nu găsesc soluții. Eu nu am soluții. Soluția eu o știu, dar în cărți se vede frumos. Complicată. E foarte greu. Nu știu. Nu vreau să fac o afirmație, că am făcut o altă afirmație la Brătila și cea astăzi, când mă duc în cele de sus, oamenii le aduc aminte, că unii dintre ei. Am spus că printr-o autorizație, cum e ultima casă sus și acum vrei să fac drum. E greu. Trebuie să te gândești un pic și când faci o casă. Eu sunt de acord și înțeleg lucrul ăsta. Și tot e rău. Așa este. Păi, dar știți și acum, după ploile astea acolo? Între drumuri, cum vine drumul de la Valer și la Mini, deci mie nu pot să trec cu mașina. Da, dar aveți 50 de metri, puteți să faci mașina în drum. Dar la Drăgugeș merge 5. Plătesc impozit pe 3 mașini la primărie. Deci nu știu dacă chiar e corect să le lăsăm în drum. Și nici în drum o să le las. Vreți dumneavoastră că dacă ar fi numai aceea problemă, s-ar rezolva tare ușor. Gândiți-vă că în toată țara așa, noi încă îi vine o ploată enorm de mult. Enorm de mult. Au fost pierderi de oameni, de vieți omenești, case. O ploată 100 de metri pătrat. O să ne... E luni că am balas, iară. Mi-au spus barierul de partea noastră. Dar v-am spus, pentru mine e prioritar... Am drumul la care chiar nu s-a ajuns. Nu ți-a pus în Mocan acolo, și poate pune o mașină balată acolo la Bebe acolo, să o ia, va să ducă în partea aia, nu mai vezi cum faci. O mașină cât costă. Și s-a rupt și drumul acolo. Și nu mai vine mâna la altă. S-a săpat foarte tare, adică îți rupt mașina când cobori de asfalt. S-a săpat că se va asfalt. Câte poze sunt în Unteni, da, de la... La Balana, nu știu partea dreaptă, ba da, deci nu poți să mai treci 2 mașini. Eu mă duc zilnic acolo și... Unde-i betonul turnat? Unde-i betonul, a săpat apa pe sub beton. Și e o mare problemă acolo, da, trebuie rezolvată problema. Că se rupe betonul și poate o investigare acolo. Da, acolo trebuie, acolo dacă se pune mașină de balast, nu mai vine unul ăla pe când se vine unul ăla. Eu, probat foarte mult, hai să fiu realiști. Păi da, domnul, mai dar sunt nivelul de complicație acolo. Da, sunt 4 dintre, puteam să-i pun o buție de 1 metru, apa tot venea pe drum, că apa curge la vale, este regula fizică, nu am pus. Păi dar acolo e o aia partea la jucată. Am solicitat în ședința trecută rezolvarea problemei apei de la centru de zi. E jale cu apa de acolo, are un miros foarte urât, l-am rugat pe domnul viceprimar. Da, a trecut o lună. Am înțeles că o trecut pe acolo, nu știu, da forser, nu da forser, nu știu cum, la Fuiore. Și o curățat bazinul, dar nu știu ce important, nu știu exact. La boile. La boile ceva. N-a fost folosită un atât timp apa respectivă, dar e apă pentru menaj. Nu trebuie băută aia, deci să o bea. Cine pune să bea? Dar nu, deci nu poate fi folosită nici la menaj. Da? Da. E o problemă gravă acolo. Și nu cum de fapt că nici să-mi facă. Chiar nu știu. Știu că zi vale când au plecat de zi că au fost când era să ducă, că pleau cineva spui că au fost și au curățat boilerul. Dar nu aș crede că boilerul e problemă. Nu fie cumva sursa de apă sulfuroasă și nu fie apa stricată. De a se infiltra în ea alte reziduri. Ce la mine a fost în curățenie? Că nu, că dacă ploaie, vă dat voi. Da, vă dat un termat. Nu, poate nu reușește. Deci v-am spus și vă spun mereu. Doamna doctor de acolo, nu vreau să vorbesc în fața camerelor, dar cred că are și o problemă așa. Vrea mai mult decât se poate. Nu trece un singur lucru. Dispensarul care voiază modernizări era într-o situație jalnică. Și am văzut cu toții că era în posibilitate de a prăbuși pe cineva. Oricând. Nu avea centuri, nu avea fundații, nu avea nimic. Azi modernizăm și am dus-o într-un spațiu, din punct de vedere, mult mai bun cu ce a avut. Mergeți în altă localitate, deci e dezastru. Mă sună în fiecare zi, cu tot felul de prostii. O nebunit fata aia de acolo, care e femeie de acolo, e femeie de servici. Nu e nici angajată de dispensar, nu e nici... Îi face curățenie, îi dă acumulatura, face... Are femeie de servici de dispensar. Da. Eu știu că greu de medici, știu că îi vine să o păstrăm, îi vine să-și facă treaba și își face cu breu, că știu că își face treaba. Dar vis-a-vis de condiții, eu nu văd că e o problemă. Condițiile acolo sunt ok din punct de vedere. Și acum știți voi, cu apa, da? Dar s-ar putea să fie o problemă gravă. Dacă spuneți că miroase urât și așa, e posibil să fie din cauza infiltrației. S-a infiltrat apa în bazen. Și atunci a trecut toată fântână. Și aceea toată să vedem mereu. Nu știu, azi o să merg cu apă. Am văzut că ați început să faceți asfaltul la Brătila. Am început să plombăm. Și se tornă în fața lui jarul din podul acela care... Deci mergeți până acolo cu asta, nu? Da, am inclusiv podul. Eu mi-aș dori și aș vrea ca în primăvară să-i dăm un strat de uzură peste el, pentru că altfel îl pierdem. Și dacă îl pierdem, nu știu dacă ne putem face de la asfalt undeva, că vedeți dumneavoastră, prioritatea e să facem peste tot ceva. Când punem pe același drum de 2-3 ori, nu ne ajută. Dar un strat de... Gribrul acel cu bitum, tratament ca la Drăgugeș, ca la Răzești, cred că putem face. Cel care s-a făcut bază de lucrare, zic eu că e o firmă serioasă, mai lucra cu dâns și e vorba de o firmă care lucrează sub întrepriză cu domnul Șapcă. De fapt, e și singura... E geamul numai sus deschid, să știți. Este de greu. Dăm să luăm. Lucrează destul de bine, spun eu, și singurul care va asfalt în Mănești. M-am discutat cu dâns și le-am spus să-mi caut o soluție vis-a-vis un tratament, poate în primăvară, poate în vara care vine. Acum oricum scoate toate găurile, asta e clar și nu o să mai avem găuri. Și aici au dislăsat de 2-3 găuri. Dar să nu doreze mult domnul, că dacă plouă, el plouă atât, apa o zi de vădățiu și... Astăzi era programat să toarne asfalt. Astăzi. Pentru că acolo la Bărăgan, am întâlnit niște probleme care nu le-am gândit și am săpat un metru. Acolo ați văzut, nu? Am săpat un metru și ceva în pământ pentru că săpsa în continuu acolo și nu avea... Am găsit izvor. Au adus bolovani, piatră, compactat, ceva în plus față ce am gândit-o noi inițial. Oricum le cozi destul de mult, asfaltul foarte scump. Da, să spui că și acolo încearcă. Deja au început. Canalele e dezastru. Canalele astea tăiem, care își turnăm, le plombăm din nou, dar... Și acolo chiar la mine, la poarta, nu la... S-a dus o bucată de zbătătură. Ce putem face cu șanțul ăla la Bărăgan, tocmai la Bărăgan ăla? Știm foarte bine că el este detonat. Păi nu poți să fac nimic. Tot ce înseamnă drum național îmi trebuie avizul lor. Ce am făcut eu, am făcut-o din capul meu și pot să-și amendat. Nu vă ascult, că mi-au trimis adresa și pot să vă arăt, mă oblig să tai 4 metri din betonul de la Ciortea. Nu știu dacă știți lucrul ăsta. Pentru că în zona de protecție a drumului știți să ai pe 12 metri la șosei. Nu tai poate să mă dea în care poate să plătesc. Da. Am scos acolo la tunul, la țeava aceea mare, pentru că sunt plus cu era formatată. Nu știu nada a doua zi, că de ce intervenim la drumul național. Deci nu pot să înțeleg, nici ei nu fac. Și nici proiectul meu ne lasă. Nu vă spun cât am tras cu alea astea, pentru că așa știți foarte bine, că de zi mai chinuie să obțin aviz și... N-am mai dat la fi. E o problemă, că mine apa mare, curte de la Părău pe uliță, intră în porțile oamenilor și tot nu se pot să oameni cu șanță. Da, vigel acolo. Îți fac adresele, fac adresele pe tine. Adresele pe tine. De luni, cred că ne apucăm și la Dăbugești. Sper să nu mai plouă, chiar uitam pe internet și e posibil să... nu plouă 2 săptămâni și să facem acolo și acum am gândit. În centru acela tot, formul e gata de la Manole acolo jos. Să betonăm apartamentele, să facem șansuri și parcarea din fața școlii, copiii nu mai sunt la școală. Ieri, Dumnezeu ne-a ajutat pe divinitate, vreau politic, nu vreau să intru în polemică. Și am mai primit niște bani verificați din buget pe școli, pentru că am făcut acelea trei, a fost bun referatul pe care l-a făcut Mihail atunci. 60.000 la de lei pentru grupuri sanitare, deci doar pentru grupuri sanitare, și 100.000 la Helegiu, doar pentru grupuri sanitare. La Helegiu ne-am prins foarte bine, pentru că noi avem un proiect și spuneam că tot o săptămână să mă pune lucru, nu prinde foarte bine, că o să mai rămână ceva bani de aici și poate reușim să facem gardul acela de a intra. Și la grup sanitare, fiind acolo, trebuie să fii și tu, să mai fii cineva, să gândim împreună ce trebuie făcut la grup. Schimbăm ușa, schimbăm geamuri, schimbăm... Numai acolo putem face bani, putem duce bani, nu putem duce în altă parte. Căldură, nu știu, acolo aveți calorifer, înăuntru, sunt îngheții, dus un calorifer, două... Nu, dacă avem acolo, este apă, trebuie... Nu mai știu, nu știu. Dar iarna nu era apă înăuntru, nici vara când... Ești apă. Dar iarna? Iarna nu în gheață. Ești apă. Da. Nu, eu președinte. Spre asta e vorba, dar nu vezi nevoastră. Altfel ați spune acolo. Este pe expertile apă. Dar le lasă în drumul de cumpărate. De până nu vezi, ca să nu le cumpărate. La Drăgugeș, domn primar, în zona aia de la Prețu în față, dar spre portul Dăbugeș. Deci mai nu se poate nici cu căruța. Și acolo sunt, cred că, cel puțin vreo 7-8 elevi. Deci acolo e dezastros și se poate interveni doar cu buldul nostru. Adică buldul primăriei... Buldul nostru e stricat. L-am reparat. Ceva așa cât de cât să poată merge... Buldozele care are funcția mulțești, că am plinul care acolo că începe să plouă iar, mâine îl băgăm pe părăul de nou. Dar spune-mi controlul. Deci, după pasarelă, stânga. Spre glodul, spre bazin, spre izvoare. Spre bazină de apă. Deci, pur și simplu, nici cu căruța nu se poate. Deci, acolo trebuie făcut. Până la bazin trebuie făcut. Vă dau milioane de ori la Buldozele. Credeți-vă că, pe cuvântul meu, sunt mai trecut atunci cu Buldozele la Unești. Domnul Vicii, l-a sunat cineva și zice, Doamne, dar nu putem să mai facem lucrări pe rău, că ne trebuie autorizați la mediu. Prea divaie. Face politic la începutul carierei. Na, știți dumneavoastră. Deci cum aș vrea ce așteptă să ne ia casele cu rău, până primeau autorizați la mediu? Realitatea este clară. Noi acolo nu am putut niciodată interveni prin drumul, prin apă, pentru că aparțin de apă rău. Știți foarte bine lucrul ăsta. Ce să-i spunem lumea aia la care are probleme cu copilul? Bă, stai că trebuie autorizați la... Dar pentru că noi am dat număr de stradă și... Nu e autorizați la mediu. Nu am trebuit și scalele realizate, dar acolo, după fiecare intervenție, sunt bani pe care îi dă pe apă. Domnul primar, măcar cât de cât, domnule, îl duci odată târâș, buldo, și... A fost 2 ani, să știți foarte bine, 2 ani. Ne ducem și de 7, dacă probabil de 7. Am fost întreabă numai aici la, să știți, în Solivire, am făcut treaba bună, acolo, la Sefanache, ce era acolo? Acolo, da. Dar la Doriță acolo nu s-a făcut nimic. La Doriță nu a făcut nimic. Nu, dar eu vă spun sincer, haideți să nu mai aruncăm cu bani pe drumurile alea. Deci, până nu rezolvăm... Deci dacă vreți să faceți ceva, de exemplu, un exemplu Doriță, da? Vreți să facem ceva să fie eficient pentru noi, vorbim din Consiliul Local și pentru bugetul local, vă spun următorul lucru. Haideți să facem 10 metri de rigolă. Că în momentul când ai făcut o rigolă și deja direcționezi apa, nu mai intră pe drumul. Deci am văzut, dar să nu am văzut. Vom face rigol acolo, într-o primă fază, până la, dico de pod, de la Neionus mai sus. Nu începe panta spre Doriță, în sura de apă. De ce încep din partea asta? Dacă începe de sus, nu am bani, primul să o terminăm. Încep parte prin bugetul nostru, 7 miliarde pe an. Pe el în vârf și trămuieri, n-ai baia din bani. Dacă n-am dat un bani ăștia alți, acum e cadrat, că și-a adus, o să încapă PSD-ul și nu mi-a dat nici bănuți, că cine știe. Pică și guvernul ăsta până la care vine, să vezi aceea dansul. Aceeași vreți dansul până la sfârșitul anului. Păi pice, tată, nu-i... Doamne, nu-i greu să pici. Pici și după ce faci, mai e problemă. Nu trebuie dat acolo să iei. Jos guvernul, jos după aceea. Eu am făcut raport către... Următorul pas. Către ISU, a venit comisia în teren, nu a evaluat acolo o pagă de 3 miliarde și ceva. Să dea măcar 1 miliard, că știu ce să facem cu el. Este clar că nu fac altceva decât șanse de la GEO și până la dincolo de Eurosul. Într-o primă fază. Aș face de sus în jos. Ar fi mult mai bine. Pe mult mai bine. Nu ar mai fi afectată partea de sus în jos. Apa este foarte mult. E volumul de apă cel mai mare din Drăgugeș. Vine tocmai de la pleacă pe săgeata aia de betonată, ne dărâmă case de la vale, să știți. Dacă plouă cum plouă acum, așa, de metru pătrat, ne dărâmă case de la vale. Minei ori intră în casă. Și atunci luăm pasa de pe drumul, topim în față, apoi mai sunt 7-8 case. Sacrificăm o lună de zile. Partea de ribolă despre case poate fi un pic mai înaltă și în caz de volum de exces, și dea drum. Oricum aici la părinții domnului Andrei și acolo mama domnului Andrei, trebuie scos 20 cm, 10 cm din balastul ăla și scos cu bunul de aia, mă scos 20 acolo. E de ras, pentru că... Păi, era la Petric Ursu, era... Cum? Da, acum e la nivel. Prin spate lui GEO, că acolo e ieșirea. Da. Poate pe spațiul GEO și nu-ți trec la el. Da. Păi îți mai seama că s-a dus oameni, dar nu a dus pe asta, era doar un film. Doar scopii de cer, nu ai oameni. Cât am calculat și am măsurat partea cei de la Costică Popescu, pentru că e foarte mult apă care vin cel de rău. Și am să mai dăm de acolo parte, intrata cei care s-au sfătut de acolo, să betonăm până în Părău, știi? Ne-am împărtit, am mers pe zonul subterană, am dat drum pe providenția cu tale și se coboare până în Părău. Și apoi, am tot de acolo. Corupit-o, dar cu lava. Nu, asta este alta, că lava, este cel mai greu sat din comuna noastră. E multe interesanți, când plouă foarte multe. Drumul ăla-s praf, din la video, pe ciuliță, știți cât bani balanța? Cel mai mare populație la Drăgugești, dar... Noi balanța plătăm de un miliard de bani care la... Bani care duce la apă și pleacă la bani. În fiecare an, soci, măgăritar, braci, prostii, cu butelaje și multe alte. Mai mult după populație băgurare, dreptul la voi. Mi-a plăcut să fiu primar la voi la Bordănești. Sau la Filipești, la din Bacău, sau la Cașel. Sau la Mănăstirea Cașii, sau am drumul județean, sau am 1500 de locuitori. Nu, frate, chidemizația e aceeași, tot 9 miliarde și nu are la Cașii, să știi, nu are mai mult ca mine.